Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Republica Fantastică România, definiția pură astăzi a acestui concept. 4 instituții ale Ministerului Afacerilor Interne, minister de forță major în țara asta, printre care și un serviciu secret, au furat curent printr-un dispozitiv ilegal, deci toate aceste instituții în buricul României, la București. De unde vine lumina? De unde se fură lumina, cum ar veni, știi? Adică nu s-a întâmplat în cine știe ce cătun uitat pe undeva, au făcut și ei un șmen în București. Acest dispozitiv de furat curent era montat în curtea arestului Capitalei, arestul Poliției Capitale. De aici se distribuia bonusul către toate celelalte. Au făcut lucrarea niște deținuți la un moment dat. Și eu mă gândesc. Fac ceva frumos dacă ne înțelegem omenește. Da. Dacă tot am ajuns aici. Detaliile despre această afacere absolutamente incredibile au fost date de un fost șef al instituției, deci sursă prima întâi. Comisarul în rezervă, Marian Tudor. Dânsul a scris o carte, Dincolo de porțile rușinii, nu știm la ce se referă. Cartea va fi lansată în curând. Andreea Marinescu, reporter la ProTV, a făcut un interviu cu domnul comisar și așa am aflat. Detaliile probabil că sunt în această carte. Așadar, furau curent sau beneficiau direct de furtul de curent. Arestul Poliției Capitalei, Parchetul Militar București, o unitate a jandarmeriei și birourile sediu unui serviciu secret nenominalizat, dar care nu poate fi, din moment ce e la MEAI, decât DGIP, Direcția de Protecție Internă, adică, practic, contraspionajul intern al Ministerului Afacerilor Interne, știi? Afaceri interne, cum vedem în seriale. Domnul comisar șef Tudor spune că dânsul a aflat de furtul de curent la o oră după ce a fost instalat pe funcție. Deci asta înseamnă că faptul, sau fapta, ca să mă exprim în lingo-ul, în jargonul profesional potrivit pentru acest caz, deci fapta era de notorietate printre angajații instituțiilor respective, știi? Deci omul vine la serviciu, în funcție, vine pe funcție. Intră în birou, întreabă și el ce întreprima dată. Îi se face un brief, ca la orice companie, da, nu? Aici e bufetul, acolo e WC-ul, pe acolo e locul de parcare, pe aici se intră, pe aici se iese. Acolo se fură curent. Și da, unde bâzâie ce e. Și când... și fui un dispozitiv care nu e mai... Da. Ciupim niște curent. Și fu când plecați, să nu stingeți becul, că da, nu contează. Aici curentul e gratis. Și cum? Păi... da. Deci i-au arătat și dispozitivul respectiv. Hai să vă și arăt. Haideți să veniți cu mine să vă arăt ceva frumos. Practic era, înțeleg, din descrierea dânsului, nu e de specialitate, e un șunt, o derivație, practic, prin care se ocolea contorul, se înțelege? Domnul comisar șef relatează, citez. Era un dispozitiv metalic, un fier, care se înroșise. Pentru că din moment ce trebuie să susțină patru consumul de la patru instituții, plus lanterna în ochi la secția arest, îți trebuie, frate, îți trebuie ceva serios, nu poți, sigur, să pui o sărmuliță. Așa că am mai văzut, unde Dumnezeu am văzut asta, prin anii 90, erau unii care înlocuiseră în panoul de siguranțe, erau deranjați că sărea tot timpul siguranța și atunci puseseră în loc de lița aia un cui îndoit. Înțelege? Asta nu mai sare șeful niciodată, știi? Da. Așa și ăștia, deci era un fier. Continui, zice domnul comisar șef. M-am întors și am zis, ok, dacă ăsta e dispozitivul, cât s-a furat până acum? Profesionistă, profesionist, vrea să știe. Asta nu știm, i s-a răspuns. Fără număr. Kilovați fără număr. Păi dacă avem furt și nu avem prejudiciu, cum e furt? Bravo. Înțelegi? Și în lipsa stabilirii unui prejudiciu, nu a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat, așadar nimeni n-a mai fost la răspundere. Asta este Catch-22. Înțelegi? Este practic șmecheria care face ca lucrurile se blocheze într-un anumit loc și să nu poată fi nimeni tras la răspundere. Din moment ce nu e prejudiciu, nu e furt. Corect. N-ai cadavru, unde-i crima? Și asta e. Ce relatează domnul Tudor s-a întâmplat cu mai mult timp în urmă, în 2010. Dânsul a fost șef, sau, mă rog, se înțelege că în perioada respectivă, că dânsul a fost șef 2010-2011 acolo și când a ajuns, a descoperit toată afacerea. Și mă întreb, cineva ar putea spune, da, domnule, dar a trecut mult de atunci. Dar nu e chiar așa mult.
odată că poate nu e chiar așa... Adică era noastră, cum se spune. Da. Și doi, era după aderarea la Uniunea Europeană, nu? Dar, doi, cât de diferit o fi România de azi față de România de atunci? Adică nu poți să nu te întrebi. Oare astfel de cazuri au devenit totalmente imposibile în țara noastră? Oare peste încă 10-15 ani o să mai apară vreun șef care o să ne spună ceva și o să spună, ai domne, asta era de mult, era în 2024. Nu se mai poate întâmpla astăzi, în 2030-2040, așa ceva. Da. Nu știu, mă gândesc. N-am mai fi noi, face parte din tradițiile noastre. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.